Ora 16, bun găsit la știri. Performanță halucinantă a unei șoferițe pe autostrada Soarelui. Aceasta a reușit să sară peste parapetul care desparte sensurile de mers și să ajungă pe contrasens cu roțile în sus. Femeia a primit primul ajutor de la angajații unei echipe de la Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, care se afla în apropiere. Cătălina Smereca, colega mea, vine cu informații suplimentare. Cătălina. Bună ziua, bun găsit tuturor! Accidentul s-a petrecut la kilometrul 180 pe autostrada Soarelui, mai exact pe sensul de mers Constanța-București. Se pare că femeia a pierdut controlul volanului și asta pentru că, spun martorii, circula cu viteză excesivă. A lovit cu mașina puternic parapetul, partea mediană care desparte cele două sensuri de mers. Așa se face că mașina a aterizat pe plafon, pe contrasens. La fața locului a fost nevoie de intervenția elicopterului. Femeia a primit îngrijiri medicale, a fost transportată la spital, iar medicii spun că starea sa este stabilă, este conștientă, însă are un traumatism craniocerebral. Circulația în zonă pe autostradă a fost blocată până când a fost degajat carosabilul.